Vorbind despre relațiile familiale, vă recomand să citiți cartea Henry și în alta societate. A apărut în serial în revista Sămânța Adevărului a fraților menoniți. Ni se vorbește despre o familie dintr-o zonă rurală. Henry era bărbatul din casă, care a avut o viață tihnită, avea o gospodărie, avea timp să stea de vorbă cu soția, să vină la el pe brazdă când era la coasă, să stea seara cu ea și cu copiii. Dar pe acolo a apărut electrificarea, modernizarea, șosele și, ca să scurtez povestea, citiți dumneavoastră carte dacă vreți amănunte, el s-a angajat într-o fabrică, soția a intrat într-o societate feministă, copiii erau de acum fiecare cu emisiunea plăcută la televizor, mâncarea o serveau așa din frigider, pe rând, mai comunicau la telefon și se încheie cartea cu acest soț supra-solicitat care a murit într-un accident de mașină și cu regretele de rigoare. Dragii mei, societatea noastră, v-am spus, sub inițiativa stăpânitorului, care nu-i de la Bruxelles sau de la New York, de la ONU, e diavolul, se luptă împotriva familiei. Și un alt atac este dat în plan moral. Asistăm la familia fără etică. Știți că după 1960 a fost scosă din școlile americane religia. Și după aceea s-a deslănțuit imoralitatea într-un mod fără precedent. De atunci, divorțul, contracepția, toate formele acestea, de care nu trebuie să vă mai spun, nu ne face nici plăcere, dar știm din jurul nostru. Este exact ce vă citesc din Romani, capitolul 1. Oamenii, odată ce l-au abandonat pe Dumnezeu, nu doar din instituțiile de învățământ, din familie, că de aceea n-au mai suportat unii și au intentat proces să le spună copiilor despre Dumnezeu, pentru că nu le spuneau nici acasă. Că dacă le-ar fi spus acasă, ar fi bucurat să le spună și la școală. Scrie în Romani, capitolul 1, citesc de la versetul 21, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Efectul. 24. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Și scrie aici că Dumnezeu i-a osândit în însăși trupurile lor. Citeam că au apărut vreo 60-70 de boli numai la capitolul ăsta legat de imoralitate. Și sunt din acelea, cum scrie în blestemele din Deuteronom, nevindecabile. Trist este că și familiile noastre riscă să fie lipsite de etică. De exemplu, dezgolirea trupului, nudismul, încet, încet, vrea să intre în casele noastre. Dragii mei, studiați în istorie și veți vedea că, de exemplu, în urmă cu 100 de ani, așa ceva n-a fost, ca să nu zic mai mult. A mai fost în antichitate, la greci. Sporturile nautice, de exemplu, se practicau nud. Erau foarte imorale. Dar creștinismul le-a stopat. De îndată ce creștinismul se vrea evacuat și să se intre în ceea ce deja se și recunoaște într-o eră post-creștină, imoralitatea a invadat societatea și asta în prim plan familiile. Dragii mei, ce ne permitem în casele noastre? Îmi spunea un frate, el se căsătorise cu o fată dintr-o familie de credincioși, dar ea nu s-a botezat la vreme, s-a dus în lume, când a fost adolescent. Și într-o zi, când se întorcea de la Timișoara, familia din județul Timiș, Dumnezeu a trimis pe un frate
să o ia cu mașina pe ea și pe sora ei și să le ducă până în comuna aceea. Le-a vorbit despre Domnul, a fost ceva cântare înregistrat. Și când ajunge acasă, ea se întorcea de la o vizită la spitala mamei ei. Soțul o vede plângând. Spune, a murit mama? Zice, nu, altă e problema. Îmi plâng păcatele, eu mă pocăiesc. A, voi, tu ești născut, la pocăiești treaba ta, dar eu nu mă pocăiesc. Și mi-a povestit el. Deci am dus-o timp de 3 luni la Timișoara, la Elim. Și eu plecam la piață, la treburi. Dar după 3 luni, într-o duminică dimineața, am lăsat-o, era ceva străzi în lucru, cu sens unic, ce mai era, mă întorc chiar în fața bisericii. Și s-a repetat pentru a 3-a oară. Și a zis, hai să intru și eu să văd. Dar nu mă pocăiește nimeni. Și da, de unde? Duminica aia, dimineața, zice, m-am predat și eu Domnului. Și acum ne întorceam pe casă amândoi plângând. Și și-au zis, avem copiii mari, unii erau studenți, ce o să zic acum copiii de noi? S-au dus la biserică, au invitat și pe copii și când au ajuns în casa Domnului din Uihei, frații de acolo au zis, a fost un cuvânt de descoperire că Domnul va mântui o casă întreagă. Și a fost casa lor. Dar îmi zicea fratele, ne-am pocăit, dat afară televizorul, ce să mai vedem noi? Stricăciunile astea, vorba fratelui Zaharia Bica de la Cluj, în dormitor, într-un loc tainic, să introduci astfel de stricați. Asta e familia fără etică. Filme și alte nebunii, desene animate pentru copii și așa mai departe. Și zice, aveam o familie de credincioși vecini și nu mă văd că și-au introdus ei televizor. Și îl întreb pe fratele, un om în vârstă, frate, noi l-am scos, voi l-ați băgat. Bă, nu eu, măi, femeia. O vede pe sora. Sora, ce te-au apucat acum? Avei copii, că suntem bătrâni, mai vedem și noi. Și zice, într-o zi întâlnesc pe toți. Băi, spuneți drept, care? Și acum o dădeau din colț în colț. Apoi, frate, știi că nu ne uităm noi la prostii. Și da, într-o zi, ca între vecini, m-am dus. Și făceau exact ce au zis că nu o să fac. Că nu o sări bătrânul repede să oprească, că s-a schimbat povestea. Dragii mei, să ne dea Dumnezeu harul, să ne ținem căsătoria cu toată cinstea și să ne ferim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, să ne ducem mântuirea până la capăt, 2 Corinteni 7:1, amin? Asta pentru că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, și pentru că Dumnezeu ne vrea să fim sfinți și vrea să populeze cu noi Sfânta Lui împărăție. Iar lumea asta a stricat. Nu uitați, la Sodoma, înainte de potop, imoralitatea prevestește ori război, ori distrugere finală. Dumnezeu să ne păzească familiile. Să ne amintim de ceea ce este scris și vă citesc în finalul acestei idei, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cuvintele Apostolului Pavel care scria, versetul 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și tu 4, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Dar din nefericire la mărturisiri apar tot mai multe păcate de imoralitate. Nu doar la copii, la oameni căsătoriți. De ce? Pentru că există o permisivitate fără precedent. M-am uimit când am citit într-o statistică ce se cerea permis între studenți în universitățile din Statele Unite în anul 1900. Era cotat cu 3%. Cerea permis la nivelul acelorași instituții de învățământ superior în 2010 era 90%. Ce a mai rămas? Nimica toată. Nu știu cum arăta statistica la nivelul familiilor creștine, dar spune versetul următor, că trebuie să fie o diferență. Nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Doamne, îndură-te de noi! Și o altă problemă și un ultim motiv de rugăciune în seara aceasta. Ce a mai distrus relațiile de familie? Tehnica actuală, lumea virtuală, asta a dus la individualism. Familia a devenit fără structură, a devenit
insensibilă la tot ce e religios, fără etică, și s-a ajuns la, dacă mai putem numi așa, familia individ. Îmi povestea un român din Norvegia, atunci când a fost perioada cu familia Bodnariu. Zice, frate, eu sunt de 20 de ani aici, dă-mi voie să-ți povestesc cum sunt norvegienii născuți după 70. Că eu am fost între ei, până înainte de mă pocăi. Am stat cu un norvegian cu câțiva ani. Eu n-aveam voie să întreb cu cine umblă ea, ea nu-și permitea să mă întreb pe mine cu cine mă în concediu. Eu eram pentru mine, ea era pentru ea. Copiii sunt fiecare pentru ei. Și spunea el într-o scrisoare, într-un e-mail, am lucrat cu peste 10 neamuri de oameni și mi-a enumerat de la vietnamez până la american. La toți am văzut ceva ce ar fi o relație, să te lege ceva sufletesc, dragoste. Și aici n-am găsit. Fiecare e pentru sine. Zice, a murit, de exemplu, un coleg. L-am luat ca pe un sac de ciment. Mă, dar e tânăr, poate are familie. Da, și soția lui se recăstorește. Ce o problemă? Dar nu-l plânge nimeni. Nu, zice, am mâncat liniștit lângă el ca lângă un sac de ciment care s-o spart. Noi ne-am mirat românii. Cum adică să smulgă copilul din brațe? Și de aici ei socotesc că e un alt individ, nicio problemă, îl mută în altă parte. Fără relații de familie. A prevăzut Biblia că va fi așa ceva? Ascultați-mă ce vă citesc. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 2. Oamenii vor fi iubitori de sine. Versetul 3. Fără dragoste firească. Deci, bărbatul nu are noțiunea, e soția mea, un angajament de o viață? Nu. Îmi place alta? Ce problemă? Schimb. Acum, cu lumea virtuală, poți să schimbi de fiecare dată, cum vrei. Se preconizează că în viitor, statistici, în 2050, nu știu cum va îngădui Dumnezeu lumea, sexul va deveni tehnologic. Pentru că se consideră că se pierd întru totul sentimentele umane legate de familie. Și amintiți-vă că scrie în Daniel că anticristul care se va ridica îi va fi specifică iubirea de sine, se va slăvi pe sine și scrie acolo, nu ține cont de dorința femeilor, de dorința părinților, de Dumnezeu părinților, de nimic. Fiecare pentru sine. Pe când legea fundamentală a familiei, și vom mai vorbi mâine dacă Dumnezeu ne mai dă o seară și o dimineață, cum e scris, e dragoste. Și când asta dispare, iată unde ne-a dus familia firmă, familia fără structură, familia fără etică. De fapt, a descompus familia la nivel de individ. Și acum, de când și cu imixtiunea biologilor și a geneticienilor, spunea cineva, zice, se laudă colegul copilului meu care are două mame, una biologică, alta socială, totul e tehnologie. Am povestea un frate că era în spital și zice un medic ateu, te știu că ești creștin, tu n-ai văzut că un om totul e piesă de schimb, omul e o mașinărie. Și frate zice, Doamne, ce să-i spun la omul ăsta, că nu mă pot pune cu el, că e doctor. Și da, domnul doctor, dacă toate sunt piese de schimb, de ce moare omul? A, păi asta nu știi, măi. Dragii mei, omul nu-i doar o mașinărie, omul-i creat după chipul lui Dumnezeu. Familia nu-i doar o firmă pe care noi să o schimbăm printr-o lege, fie ea și organică. Familia este o instituție lăsată de Dumnezeu, un trup viu. Este ceva asupra căreia Dumnezeu veghează. Dar dacă îl lăsăm altfel, putem să ne câștigăm independența aceea. Copiii de sub patronajul părinților, soția de sub cârmuirea soțului și noi toți putem să evadăm de sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și unde ne ducem? În brațele diavolului? Da, toți aceștia care fug de Dumnezeu, în final scrie Matei 25 că vor fi trimiși exact cu diavolul. Doamne, păzește! Probabil că în final frații vor avea alte motive de rugăciune, nu mai dau eu îndemnul acesta, dar aș vrea să rețineți aceste patru aspecte care mie mi se pare că
distrug relațiile de familie. Problemele de natură economică ne împrăștie. Și fiecare se frământă și în final, dacă i-ai întreba pentru ce, răspunsul e greu de găsit. Familia fără structură. Dar, dragii mei, structura n-am desenat-o eu. Dumnezeu, Creatorul, ce-ar fi dacă pământul ar spune soarelui, ia treci tu în locul meu? Și luna ar spune, dai de când mai stau eu între voi? Lucrurile create de Dumnezeu sunt așa făcute încât nu trebuie nici adăugat, nici scăzut. Cât despre morală, uitați-vă care e inițiativa filozofilor din vremea noastră. Să scăpăm de Dumnezeu care ne ține la etica Lui. Păi dacă omul este animal, atunci este liber să-și deslănțuie poftele animalice. Aș putea spune subanimalice. Că animalele măcar și-au păstrat soiul, cum zice în Genesa. Iar tehnologia actuală, când fiecare om e cu cutiuța lui, cu tablița lui, cu imaginea lui, poate ar vrea oamenii să fie fiecare cu satelitul lui. O, de a fi toți cu Dumnezeu nostru, să fie același Dumnezeu, care să fie, cum spuneam mai adineauri, Dumnezeul bunicului, Dumnezeul tatălui și Dumnezeul nepotului. Și surorile, și fetele, și toți, să rămânem în această structură binecuvântată care este familia. Numai Dumnezeu putea să creeze așa ceva. Îi suntem datori pentru opera aceasta de artă, pentru faptul că a menținut-o încă 6.000 de ani, numele Lui să fie binecuvântat. Și pentru că așa cum s-a cântat, în rai vom fi ca o familie, acolo mă va arăta mai mult, la noi dimensiuni, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, că va fi cortul lui Dumnezeu cu oamenii, nu individualism, și Dumnezeu totul în toți, într-o iubire desăvârșită, care trebuie să o învățăm la nivel de familie. Amin.